Anul 2010 a fost prolific pentru tinerii severineni. Rezultatele de excepție obținute la diferite proiecte școlare și extrașcolare au fost evidențiate prin festivități de premiere. În toate aceste acțiuni, elevii au fost sprijiniți de primărie, care a pus la dispoziție peste 130.000 de lei. Trebuie să-i susținem cu toții, și comunitatea, și părinții, și școala. Toți trebuie să lucrăm împreună pentru a promova toate aceste talente și trebuie să recunoaștem cu toții că aceste premii înseamnă un brand pentru orașul nostru, înseamnă mândria orașului nostru. Banii puși la dispoziție de primărie le-a dat posibilitatea unor elevi să poată participa și la diverse competiții internaționale. Unul dintre beneficiari este și Alexandru Doina, elev la Liceul de Artă. Tânărul pianist a participat recent la un concurs în Franța, de unde s-a întors cu un onorant premiu întâi. De-a lungul timpului, liceul Ioan Ștefan Paulian a devenit o adevărată pepinieră de talente artistice. De asemenea, primăria ne-a mai sprijinit și cu alte ocazii. Chiar anul acesta am făcut demersuri ca primăria să ne ajute, să ne sponsorizeze pentru deplasarea grupului vocal la un festival de colinde care va avea loc la Viena. Primăria Drobeta Turnul Severin și-a propus să financeze și în 2011 proiecte educaționale care să sprijine tinerii talentați. Valabilitatea tichetelor din programul Rabla a fost prelungită până anul viitor, amănunte mai târziu un jurnal.